Lucrările de reparație a străzilor din suburbii și municipiu vor începe de săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Cristian Rățoi în cadrul conferinței de presă care a avut loc joi 3 iunie la sediul primăriei. Conform spuselor acestuia, au fost încheiate toate procedurile necesare pentru achiziționarea de piatră concasată și mixtură asfaltică, iar refacerea străzilor cu balast este programată pentru săptămâna viitoare. Cei de la gospodăriile comunale au semnat în această săptămână contractele de la piatra concasată și contractele pentru mixtura asfaltică. Vom vedea în ce măsură ne lasă vremea pentru ca începând de săptămâna viitoare să ne apucăm de balastat străzile. Astfel ar urma să fie făcute depozite de pietriș de câte 1000 de tone în fiecare suburbie din apropierea municipiului, începând cu Gâștești. La Gâștești am început primul depozit. În fiecare suburbie se va face câte un depozit de 1000 de tone pentru a ne veni mai ușor la transportul pietrii, nu o mai ducem la stația Rajda, după care să-l aducem înapoi pe teren. Vom scarifica, vom profila drumul, vom împrăștia piatră concasată, după care vom compacta această piatră pentru a nu mai fi luată de apă. Lucrările de asfaltare sunt programate pe strada Dragoș Vodă, continuând apoi în zonele cele mai afectate. De asemenea, pe lângă reparațiile stradale, angajații Serviciului Comunal de Gospodărie se vor ocupa și de amenajarea trotuarelor, începând de la semafor și până la Școala Generală numărul 2. De precizat este și faptul că în acest proiect sunt incluse și străzile din cartierul Aerodrom.